Salutare, prieteni! Dacă veniți în Rodos și vreți să vă deplasați pe insulă, o variantă foarte accesibilă este să închiriați un scooter. Eu am închiriat acest scooter de 125 de centimetri cubi de la această firmă de închirieri. Am plătit pe 6 zile, am plătit 120 de euro, respectiv 20 de euro pe zi. În acești bani au intrat două căști pe care eu nu le-am luat deoarece am venit cu căștile de acasă, dar ele sunt incluse în preț. Ce pot să mai spun? Scooterul este relativ nou. Merge foarte, foarte bine. Se poate închiria și varianta de 50 de centimetri cubi, pentru care aveți nevoie de permis categoria B. Pentru acesta de 125 de centimetri vă va trebui aul. Acest scooter mi-a fost livrat la hotel și tot de acolo va fi ridicat. Niște băieți foarte, foarte amabili. Recomandă acest serviciu.